Tovarăși, scaune de gaming apar tot mai multe și tot mai diferite. Și asta este foarte bine, deoarece știi cum se spune? Crește concurența, scade prețul. Da, câteodată scade prețul, mai trage după el și calitatea, dar asta deja este altă întrebare. Dar care din ele este potrivit și care nu? Uite cum o să procedăm noi. Ca ție să-ți fie simplu să alegi varianta potrivită, odată la o anumită perioadă, noi o să facem câte un episod cu fiecare scaun care este disponibil în rețeaua noastră. Astăzi, despre AK Racing Nitro, unul dintre cele mai accesibile scaune. Și în fiecare episod am să-ți dau câte un sfat sau mai multe detalii despre un anumit lucru, ca tu să alegi ceea de ce tu ai nevoie. De exemplu, ce tip de acoperire trebuie să aibă scaunul, ce umplutură trebuie să fie, în funcție de greutatea și înălțimea ta, desigur. La partea de design, multe nu avem de comentat, deoarece producătorii de scaune de gaming tare nu se complică și 90% din toate scaunele seamănă foarte mult cu scaunele automobilelor de curse. Desigur că această culoare nu este unica culoare disponibilă, mai avem încă 4 culori. Alb deja o vedeți, apropo este cea mai nepotrivită culoare, deoarece foarte repede se murdărește, dar mai avem albastru, roșu, portocaliu sau scaunul tău poate fi tot de culoarea neagră. Mergem mai departe. Mie nu tare îmi place acest design, sau cel puțin nu este după gustul meu, dar are un avantaj foarte mare. Îi se potrivesc de minune aceste suporturi laterale, care, după spusele medicilor, sunt foarte potrivite pentru a te relaxa atunci când tu petreci foarte mult timp în fața calculatorului. Și desigur că aceste spătare nu este unicul lucru care răspunde de relaxarea ta. În funcție de preț, sunt modele în care cutiera poate fi reglată nu doar într-o singură poziție, dar tu îi mai poți seta unghiul cu care va sta spre direcția mesei sau o poți muta spre exterior sau spre interior, în cazul în care, desigur, tu ai nevoie de asta. Ce mai avem încă din comodități? Spătarul poate fi coborât până la 135 de grade, ca tu să poți cădea mult mai confortabil, nu așa ca mine. Încă mai avem două pernuțe, una pentru spate și una pentru gât, mediu moi ca să te simți confortabil, unde cea pentru spate este reglabil vertical, încă puțin și poți avea două pernuțe pentru gât. Ce nu este bine aici? Elasticul nu este de cea mai bună calitate. La prima vedere este tot în regulă cu dânsul, dar dacă atragi atenția la pernuța pentru gât, poți vedea că elasticul deja se deteriorează. Dar luând în calcul că se înlocuiește foarte ușor, haideți să nu considerăm acest lucru o problemă. Mergem mai departe. Toată carcasa scaunului este metalică, iar scaunul este acoperit cu piele artificială. Aceasta are un avantaj foarte și foarte mare, tocmai din cauza lui. Aproape toate scaunele sunt din acest tip de material. Este simplu de întreținut, este foarte simplu de curățat, nu ai nevoie de nimic special. Dezavantajul acestui tip de material este că dacă el este de proastă calitate, se va deteriora prea repede. În cazul nostru, scaunul se află în această game zone mai mult de 3 luni. Iată, așa arată el după ce zi de zi toți vin și îl testează. Apropo, înainte de a face o cumpărătură, vino și testează și tu, ca să te asiguri că alegi scaunul potrivit. Iar la final, haideți să vorbim despre o greșeală pe care mulți dintre noi o comit atunci când își aleg un scaun de gaming și, în special, își dau seama că au făcut o greșeală totuși după cumpărătură. Două momente foarte importante. Cotul trebuie să stea într-o poziție de 90 de grade și, în raport cu masa, trebuie să stea drept. Nu vertical, nu din contra invers, dar drept. În caz contrar, nu este sănătos. Al doilea moment, piciorul. Talpa piciorului trebuie să stea toată pe podea, iar genunchiul tău trebuie să fie în aceeași poziție ca și cotul, la 90 de grade. În cazul nostru, scaunul este perfect pentru înălțimea mea, cu tot cu cotierele reglabile, iată, eu am poziția corectă, iar masa este nepotrivită, ea este prea înaltă, așa că atrage multă atenție la înălțimea mesei în raport cu înălțimea scaunului, ca pe lângă confort și relaxare, să nu aduci daune sănătății. Next Level You. Enter.